Dar de ce e lumea dominată de bărbați? Pentru că majoritatea banilor sunt la bărbați. Asta e tot? Da. Dar aia. Aia. Jordan Peterson e un nene care nu este politically correct. Nu și-a propus asta pentru că viața nu e politically correct, ci pentru că politically correctness este o treabă absolut artificială. E o temă cu mult substrat politic, promovată cu foarte multă agresivitate, în mod cât se poate de programat și de conștient. E limpede asta. Domnul psiholog Jordan Peterson e unul dintre psihologii vedeta ai planetei. Mega, mega bogat și el. De ce? Ține prelegeri internaționale. Despre cum să nu mai fii tântălău, despre cum să fie bine să nu fie rău în viața de zi cu zi, cum să faci totuși să aduci schimbare în viața ta dacă tânjești după o schimbare, dar nu ești în stare să o faci singur, în sfârșit, genul, să-i spunem așa, tezist și superficial și foarte marketat, motivation speaker. Sigur, dânsul fiind american, adică în țara unde există practic guru industry, de trebuie unul să te motiveze, trebuie unul să te împovățuiască, trebuie unul să-ți spună ce să faci, trebuie să, practic să facă și altul în locul tău, adică ieși în țara corectă pentru genul acesta de discurs motivațional. Am râs la un moment dat că ascultam în mașină un moment ăsta de stand-up comedy în adevăratul sens, nu tot felul de puțoi de pe în România care să suie pe scenă și înjură și râd corporatiștii triști în sală, că înțeleg că a fost glumă că a zis cu P și cu F și cu M. Ok, deci George Carlin și zicea George Carlin, care a fost, mă rog, absolut genial. Deci nu înțeleg deloc care e treaba cu toată industria asta a motivării. Zice, și cu cărțile motivaționale, că discursul are vreo 20 de ani minimum. Vă dați seama că între timp industria motivațională și guru, industria asta sunt mult mai dezvoltate acum. Dar și pe vechi, când erau doar cărți, nu era online-ul și asta. Zice, nu înțeleg asta cu cărțile motivaționale. Zice, adică am nevoie de cineva să mă motiveze să fac ceva? Păi ori vreau să fac ceva, ori nu vreau. Dacă deja am decis că vreau să fac ceva și sunt destul de motivat să mă duc la librărie să cumpăr o carte despre motivare, înseamnă că sunt destul de motivat de vreme ce mă nu spun acolo să cumpăr. Hei, gata, mi-am dat seama, sunt motivat, ia cartea înapoi, dă bărări înapoi, sunt motivat suficient, am plecat. Superb, superb, superb. Să trecem mai departe. Încerc să mai fac și cu alte lucruri decât ce a zis Câțu. Dar